Vremea se răcește brusc. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță că începând cu ziua de mâine și până la sfârșitul săptămânii ne așteaptă ger cumplit și temperaturi de până la minus 12 grade pe timp de zi și minus 20 de grade pe timp de noapte. Contactat de Accent TV, sinopticianul de serviciu Cristina Popușoi a menționat că iarna revine în forță și aceasta se datorează unui nucleu anticiclonic scandinav care va genera mase de aer rece. Va scădea temperaturile simțitor, astfel că începând cu data de 9 februarie, noaptea vom avea temperaturi de până la minus 18 grade în nordul țării, iar la sud de până la minus 13. Ziua vom avea de la minus 8 până la minus 13 grade. Această răcire va continua și în următoarele zile. Pe 10 vom avea noapte temperaturi de la minus 15 până la minus 20 în nord, iar în sud de la minus 10 până la minus 15. Potrivit sinopticienilor, în zilele de marți și miercuri se așteaptă ninsori puternice pe întreg teritoriul țării. Joi, vremea rece va aduce cu sine precipitații mixte sub formă de ninsori, dar și ploi. Seara de 7 februarie ele vor fi izolat puternice, fiind mai puternice în nordul țării. În nord ele vor fi sub formă de ninsoare și lapăviță, în sud unde temperaturile mai rămân pozitive vor fi sub formă de lapăviță și ploi. Pe data de 12 februarie, termometrele vor indica valori de minus 20 de grade Celsius noaptea, anume la nordul Moldovei, și minus 11 grade Celsius vor fi pe timp de zi.